BC Timba e gata să facă pasul cel mare spre Divizia A. Urșii au plecat spre București, acolo unde vor disputa în weekend meciurile de la turneul final de promovare. Steaua, Farul și Galațiul vor ieși în calea timișorenilor spre prima ligă. Mă aștept să și promovăm, pentru că am muncit foarte mult. Anul ăsta a fost un an greu, din toate punctele de vedere. Pentru mine mai ales a fost un an care se și vede că am slăbit vreo 15 kg. Cred că merităm să promovăm și cred că putem să facem lucrul ăsta. Putem spune că Steaua este favorită. Este Steaua, este un nume, joacă și în București, are jucători cu experiență, dar, v-am spus, echipele sunt egale ca valoare și se poate face diferența foarte ușor. Galben-negrii nu concep să rateze din nou promovarea după ce în sezonul trecut au fost la 2 minute de Liga 1. Anul trecut ne-am încurcat un pic, să spunem așa. Faptul că nu ne-am părerea mea că nu ne-am concentrat cum trebuie pe fiecare meci în parte, ne-am gândit ce fac adversarii sau am fost influențat că îmi zice unul, băi, mai bine așa sau nu. Urșii vor juca vineri cu Steaua, sâmbătă cu CSU Galați și duminică în compania Farului Constanța. Primele două clasate promovează în Divizia A de basket masculin.